Ape limpezi, dragi prieteni! Aceasta este cea mai populară urare printre acvariști. Astăzi vom afla de ce aceste cuvinte au fost atât de importante pentru generații întregi de pasionați. Sunt Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro. Cele mai importante viețuitoare dintr-un acvariu sunt bacteriile, deoarece fără acestea apa nu poate fi un mediu propice vieții. Apa lăptoasă, cețoasă, este un simptom clar al unui acvariu neciclat. Fără a intra în detalii, un astfel de bazin are un număr insuficient de bacterii nitrificatoare. Aceste bacterii se înmulțesc prin diviziune celulară și își dublează numărul odată la fiecare 8-12 ore. Apa lăptoasă este însoțită de valori periculoase ale amoniacului și nitriților. Pe lângă aspectul vizual neplăcut, există pericolul intoxicării peștilor și chiar decesul lor. Să facem o incursiune în trecut și să vedem cum se cicla un acvariu. Dezvoltarea naturală a unei colonii complete de bacterii dura 3-4 săptămâni. Viețuitoarele folosite la ciclare trebuiau să fie rezistente la amoniac și nitriți. De mulți erau considerate animale de sacrificiu și deseori existau pierderi. În tot acest timp, acvariul reprezenta un mediu ostil vieții, iar în cazul acvariilor plantate exista o invazie de alge considerată normală la start. De aceea, o parte din acvariști preferau să cicleze acvariul pe întuneric, plantele fiind plasate după o lună de la pornire, când acvariul devenea stabil. Fără discuție, perioada de ciclare, adică primele 3-4 săptămâni, era grea atât pentru acvariu cât și pentru acvarist, care trebuia să facă schimburi de apă permanent, să monitorizeze viețuitoarele continuu și să lupte cu alge. Tot acest proces era reluat de la zero de fiecare dată când exista o pană de energie electrică și filtrele nu funcționau o perioadă mai îndelungată. În aceste condiții, cuvintele ape limpezi din urare nu reprezentau altceva decât un acvariu ciclat, sănătos, lipsit de probleme. Cum stau lucrurile astăzi? Spre norocul nostru, avem la dispoziție mai multe produse cu care putem face adiții de bacterii și putem cicla un acvariu în cel mult o săptămână. Din oferta bogată ne vom opri la 4 dintre ele. Seachem Stability este probabil cel mai concentrat, fiind recomandat celor care folosesc adiția de bacterii nu doar în perioada de ciclare, ci și ulterior pentru a menține coloniile în formă maximă. Bacteriile de la Aquaforest sunt, în schimb, foarte accesibile ca și preț. Produsul nostru preferat este de la Denerle și se numește Aquarium Starter Rapid. Diferența esențială este că, pe lângă bacterii, produsul conține și hrană pentru acestea. Este singurul produs cu care putem cicla acvariul fără viețuitoare, nefiind necesar să le expunem inutil amoniacului și nutriții. Iar dacă apreciezi produsele românești, află că există Herb Aquatic BioR, bacterii made in România, de un startup promițător. Nu uitați că bacteriile mor în clor, așa că e important să folosiți un condiționer care neutralizează clorul înainte de a adăuga bacteriile. Nu în ultimul rând, bacteriile au nevoie de un spațiu pe care să îl colonizeze, așa că un filtru generos cu medii pentru filtrarea biologică este obligatoriu pentru a obține un echilibru. Vrem să știm părerea voastră. Lăsați un comentariu mai jos și spuneți-ne dacă produsele cu bacterii sunt un moft sau o necesitate. Un comentariu va câștiga un premiu în cadrul unei extrageri la sorți aleatoare, care va avea loc peste o săptămână, cu posibilitatea de a alege oricare din produsele despre care am vorbit în acest film. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canalul nostru pentru a putea vedea și filmele care vor urma. Apreciem foarte mult interesul vostru pentru munca pe care o facem noi aici. Până data viitoare, ape limpezi, dragi prieteni! Du-te în spate, în spate, în spate, în spate, mult, 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 mai jos, 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 stop, stop, mai sus, atât, perfect.